Bună, m-aș da, vreau în primul rând să-mi spui ce înseamnă pentru tine bucătăria. Bună, bine te-am găsit. Bucătăria pentru mine înseamnă iubire. Pentru că întotdeauna când ești în bucătărie și spui mâinile în acea mâncare, trebuie să fie și un strop măcar de iubire, pentru că faci pentru oamenii dragi. Sau în cazul în care se gătește într-un restaurant, oamenii care îți pășesc în acel restaurant, cu siguranță vin și se lasă pe mâna ta. De mult îți place să gătești și îți petreci timpul în bucătărie? Îmi petrec timpul în bucătărie zilnic. Gătesc pentru familia mea, fac mâncare pentru fetița mea. Foarte multă lume știe faptul că am avut un laborator, urmează din nou să îl redeschid. Fac prăjituri de foarte mult timp și atunci clar am conexiunea asta cu bucătăria. Cum ți se pare formatul emisiunii? Țin să felicit oamenii care s-au gândit, pe lângă faptul că au ales niște șefi grozavi, au chimia asta și cu siguranță ies numai bunătăți din mâinile lor. Vreau să felicit oamenii care s-au gândit să scoată în evidență, să nu se mai arunce atât de multă mâncare. Tu gătești fără risipă acasă? Se întâmplă de foarte multe ori, adică de puține ori aș putea spune, de puține ori, pentru că am învățat cum să-mi dozez anumite alimente și să nu mai fac mâncare, știi cum spunem, fac mâncare pentru 4 zile ca să fie. Nu există. Mai mult de 2 zile nu ții acea mâncare, pentru că te plictisești și atunci trebuie să știi să faci o cantitate mai mică și am învățat să nu mai risipesc. Ce au ei de făcut astăzi? Au de preparat masă pentru Paște, un antreu, un fel principal și un desert. Le-am dat resturi. Să te cucerească pe tine astăzi. Să mă cucerească pe mine astăzi prin gust. Și eu cred că li se potrivește mănușă acest rol, pentru că sunt în elementul lor și abia aștept să degust, crede-mă. Mi-au spus dacă sunt pregătită să degust 9 feluri, că n-am mâncat nimic. Cu ce putem să o surprindem pe Majda când vine vorba de bucătărie? Mie îmi plac foarte mult fructele și legumele în special sau un sos special făcut. Și atunci, probabil, mâncarea ar trebui să conțină unul din felurile pregătite, un anumit sos. Dacă mă cucerește cu sosul ăla, pe cine știe? Dar ei nu știu treaba asta. Îmi plac toate felurile de mâncare, cu puleț, cu iaurt, o varză, de ciorbă de legume, adică mi-am băgat tot la înceață ca să fie, vreau să fiu imparțială. Hai să gustăm!